Lucrările avansează și pe strada Mașiniștilor, pe primul tronson, cel dintre strada Dorobanților și strada Hericoande. Lucrările la rețele au fost finalizate. Lucrările continuă și pe strada Faurului. Acolo a fost așternut stratul de balast, rețele de apă fiind finalizate. Următoarea etapă este aceea a montării pietrei cubice pe zona de parcare și trotuar. La viaductul Gara Mică se lucrează la ridicarea grinzilor și amenajarea cofrajelor. O lucrare mai amplă este și cea de reabilitare a străzii Teilor, unde se efectuează săpătură pe tronsonul al doilea dintre strada Anina și strada Viitorului. Pe calea Poplăcii se lucrează la rețelele de apă și canalizare pe primul tronson și la rețeaua de gaz pe restul străzii. Pe strada Lungă se lucrează pe de o parte la baranșamentele la rețeaua de apă, iar pe de altă parte constructorul contractat de societatea de gaz a început lucrul la rețeaua proprie. Societatea de gaz mai lucrează și pe strada Băii și pe Transilvaniei. Lucrările în oraș continuă, mă refer la lucrările la drum, dar și lucrările la rețele. S-au început lucrările pe strada Ocnei, motiv pentru care strada a trebuit închisă. 9 mai devine în acest context stradă cu sens dublu. De asemenea, continuă lucrările pe strada Faurului, la viaductul Gara Mică, lucrările pe calea Turnișorului de asemenea avansează.